Potrivit cu caracterul de binecuvântare acestei seri și potrivit cu cele scrise în Psalmul 127, spun mai întâi, binecuvântat să fie Domnul care zidește împreună cu noi la casele noastre, Domnul care ne păzește cetățile noastre, Domnul care ne dă pâine și fii ca o răsplată, slăvit să fie în veci. Și pentru dumneavoastră, dintr-un Psalm 5, urmează celor două citite, binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Amin. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Amin. Amin. Aș vrea să privim în Scripturi și să vă reamintesc câteva adevăruri sfinte despre binecuvântare. Ce este binecuvântarea? De ce e o slujbă dorită, de ce este necesară? Binecuvântarea este o favoare care vine în mod exclusiv din partea lui Dumnezeu. Și dacă vă amintiți, în Biblie scrie atâtea ori și noi ne salutăm de atâtea ori cu cuvintele Domnul să te binecuvinteze. Pentru că toate vin de la Dumnezeu, chiar și cele ce vrem prin părinți. Chiar și cele ce le avem prin biserică sau prin frățietate. Dacă ar spune cineva să te binecuvinteze fratele X, a strigat odată o mamă a cărei copil a fost mâncat de foame împreună cu vecinii. Împărate, scapă-mă! Și împăratul a zis, cu ce? Că oamenii n-au cum și cu ce, numai dacă tot Dumnezeu dă, a Lui să fie slava în veci. Ca Dumnezeu să binecuvinteze, asta nu poate face decât în favoare, ca un har. Întreabă Dumnezeu în cartea Iov, cui sunt dator? Ca să-i plătesc. Binecuvântarea nu e un fel de salar care ne revine nouă cu anumită periodicitate. Binecuvântarea este un har pe care îl dă Dumnezeu în bunătatea și în durarea ei desăvârșită. Slăvit să fie în veci. O a doua întrebare. Ce conține binecuvântarea sau ce așteptăm noi să primim prin binecuvântarea Domnului? Pentru că, așa cum am spus, numai El poate să o dea sau, vorbind despre mai multe binecuvântări, să le dea. Știți că Dumnezeu a fost Cel care a inițiat cursul binecuvântărilor și a rostit mai întâi, am putea spune că Adam și Eva, știți, ei n-au fost mici, i-a binecuvântat Domnul mare. Și scrie în Genesa 1 cu 28, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți. Observați ce conținut frumos avea această binecuvântare. Căci binecuvântările Domnului sunt reale, nu zborbe în vânt. Dumnezeu a zis creșteți și de atunci, iată ce har, copilaș și așa, că la început îi vezi numai la microscop, nu? Embrion. Și apoi cresc o vreme în pântecile mamei, apoi când sunt prea mărișori ca să mai crească acolo, e zăvară. Și cresc cât a rânduit Dumnezeu să crească. Și spunea Domnul Iisus că nimeni nu poate să adauge un cod la înălțimea Lui, nici la lungimea vieții Lui. Înmulțirea este un act datorat binecuvântărilor rostite de Dumnezeu. Altfel, am fi cu toții sterili. Și știți că au fost situații în care anumite familii n-au fost copii și s-au rugat Domnului și Domnul i-a binecuvântat cu copii. Mulțumim Domnului pentru aceste familii, facă Domnul acești copii să crească și familiile din bisericile Domnului să se înmulțească. Referitor la binecuvântarea familiei, la copii, așa cum scria și în Psalmul 127, vă citesc și din Cartea Deuteronom, capitolul 28, unde este un pachet de binecuvântări. Vă rog să observați că, dintre mai multe, prima pe listă întotdeauna sunt copiii.
28 cu versetul 2. Iată binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Vei fi binecuvântat în cetate, și asta înseamnă oameni, și apoi la câmp. Versetul 4, aceeași ordine. Întâi rodul pântecului tău, apoi rodul pământului tău, al turmelor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Versetul 11. Domnul te va copleși cu bunătăți și iar prima pe listă sunt copiii, rodul trupului tău și apoi rodul turmelor tale, al pământului. Domnul își va deschide comoara lui cea bună cerul ca să trimită țării tale ploaie și toate cele necesare să fie recoltă și îndurare de la Domnul, slăvit să fie în veci. Că Dumnezeu întâi binecuvintează cu existență și apoi cu cele necesare întreținerii vieții pe care El a dat-o. Și oricât s-au mulțit oamenii pe pământ, știți câte miliarde sunt, Dumnezeu a turnat suficientă apă, suficient soare, a poruncit pământului și iată, toți oamenii au ce să mănânce. Au ce să mănânce și fiarele câmpului și păsările, și spunea Domnul Iisus că și vrăbile sunt în evidența lui Dumnezeu. Mare este Dumnezeul nostru. Dar vă rog să rețineți, vorbim răspunzând întrebării ce conține binecuvântarea. Întâi conține viață fizică și întreținerea ei pe pământ. Dar mai conține ceva. Ceva ce chiar ar trebui să conștientizăm că numai Dumnezeu poate să dea, să binecuvinteze cu așa ceva. Scrie în Efeseni, la capitolul 1, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat, cum spuneam, cu viață, cu cele necesare, dar încă ceva, cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Prin Domnul avem cetățenie cerească, avem harul și daruri ale Duhului și ce se va vedea din plin și așteptăm, când spunem, Doamne, vie împărăția ta, e ce vă citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 25, de la versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu, deci iată binecuvântarea lui Dumnezeu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Pentru că ce a zis Dumnezeu atunci, acolo în grădină, creșteți, înmulțiți-vă, supuneți pământul, se încheia cu stăpâniți. Dar aici stăpânim atât de puțin. Și cum scrie despre patriarhi, că le-ați promis doar că le dă țara, dar în final cu ce s-au ales din țară? Cu un loc de îngropare. Pentru că scrie în Evrei 11 că Avram aștepta cetatea care temelitară, împărăție care nu se clatină, că acestea toate sunt trecătoare cele ce se văd. Și abia atunci se va vedea întregul pachet de binecuvântări, când Dumnezeu ne va duce în sfânta Lui împărăție. Va fi cum zice Iacov despre Iosif, Evanghelia 49, că binecuvântările să se înalțe până la creștetul dealurilor veșnice. Și când vom intra în împărăție, se va spune, veniți, binecuvântați tatălui meu. N-ați auzit, frații, cum se roagă pentru copilași? Ne rugăm să crească, să aibă ce să mănânce, să aibă tată, să aibă mamă. Și ne rugăm să le dea Dumnezeu mântuire. Că asta e mai important decât toate. Tot ce avem aici, casă, bunuri, viața însăși, e limitat. Dar binecuvântarea Domnului trece dincolo de toate acestea. Astfel de binecuvântări, repet, numai Dumnezeu le poate da. Nimeni altul este unic, a Lui să fie slava în veci. Pun acum o altă întrebare. Dacă Dumnezeu e singur care dă binecuvântări, dacă binecuvântările Lui vizează și pământul și apoi împărăția cerurilor, cine poate să ceară binecuvântare peste oameni, începând cu cei nou născuți? Textul care se citește
din Numeri de la capitolul 6 aduce o lămurire. Vă citesc de la versetul 22. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui, care toți, absolut toți, erau preoți prin naștere. Și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel. De ce preoții aveau harul acesta? Pentru că ei erau acceptați să intre în prezența lui Dumnezeu. Ei puteau să le ia, spune, de la mâna întâi. Erau cei mai autorizați să transmită în popor binecuvântarea. Nu știu exact cum se derula atunci. Nu putem să dăm o fugă în istorie, să vedem cum binecuvântau preoții pe tot poporul, dar avem câteva exemple, dacă vreți, prin Nemia să căutați, sunt în Psalmi, în Cartea Cronicilor. Preoți, leviții binecuvântau poporul, Solomon a binecuvântat poporul. Și de câte ori, gândiți-vă, nu doar când sunt copii mici, de câte ori frații care vin la slujbă n-au spus: Domnul să vă binecuvinteze. Și fie ca Domnul din cerul să ia aminte să dea binecuvântare după binecuvântare. Știți că în vechime, când nu era biserică, nu era un popor special, binecuvântarea o rosteau părinții. Cred că și părinții pot să se adauge la binecuvântarea preoțească. Dar am întâlnit unele biserici că nu vor să-i ducă să-i binecuvânteze fiul lui Aaron, zis așa, îi binecuvântează doar tata și mama. De ce nu vrei? Să lași ca binecuvântarea să aibă toate semnăturile necesare și lucrarea să fie întreagă. Scrie în Genesa la 48, hai 49 întâi, că așa e ordinea cronologică, deși aici a fost puțin inversată. Vă citesc din Genesa 49, de la versetul 1, Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: strângeți-vă! Și i-a luat pe rând. Și scrie aici de la versetul 28, aceștia sunt toți ce alcătuiesc cele 12 seminții ale lui Israel și acestea sunt lucrurile pe care le-a spus tatălor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită. Și atunci când a avut ocazia, cel puțin o situație o avem scris aici, în Genesa 48, și-a binecuvântat și nepoți. Eu astăzi sunt la binecuvântarea unui nepot. Genesa 48 spune versetul 9: apropie-te, rog, de mine ca să-i binecuvintez. Era bătrânul la pat. Dar măcar că nu putea să vadă, i-a sărutat, i-a îmbrățișat și spune Scriptura aici de la versetul 15: a binecuvântat pe Iosif și Dumnezeu de care au umblat părinții mei, îngerul care m-a izbăvit, să binecuvinteze pe copiii aceștia. Ei să poarte numele meu și numele părinților mei, Avram și Isaac, și să se mulțească foarte mult în mijlocul țării. Și vorbele astea a bătrânului au rămas și a zis să fie scris între ceilalți frați. Și rar întâlnim scris de seminția lui Iosif, de seminția lui Manase și a lui Efraim, că așa a zis bătrânul la slujba de binecuvântare. Și am întâlnit și la binecuvântare, știți, poate și la dumneavoastră, uneori am întâlnit să citești textul ăsta și la anunțe. Cuvintele acelea rostite de către cei ce au drept și har să ceară de la Dumnezeu se adeveresc. Păstorul, când a încheiat rugăciunea la nunta mea și a scumpei mele care-i dusă la Domnul, a încheiat cu următoarele cuvinte: Doamne, fă ca familia aceasta toată viața să trăiască pentru Tine. Și am fost toată viața marcați de dorința aceasta să ne dăruim pentru lucrarea Domnului. Când m-am născut, am fost primul născut după ce părinții s-au pocăit. Am fost născut acasă, așa era atunci. Am fost născut într-o duminică dimineață, au pus lângă mine o Biblie din asta mică, atunci erau multe din asta. Și au zis: Doamne, fă Biblia asta să fie nedeslipită de el toată viața. Între altele, cred că și acele cuvinte au avut greutate înaintea lui Dumnezeu. Ce bine spune Scriptura: binecuvântați și nu blestemați. Invocați bunătatea divină să se reverse.
Și poate vreți și dumneavoastră ceilalți să binecuvântați foarte bine, lângă slujitori, după tata și mama, după bunicul și bunica. Scriptura spune, hai să vă citesc pentru toți. Spune Cartea Sfântă, Roman, capitolul 12, Apostolul Pavel îndemna, versetul 14. Binecuvântați și nu blestemați. Scrie aici și pe dușmani. Sau scrie Apostolul Petru, 1 Petru, capitolul 3, versetul 9. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă, binecuvântați! Căci la aceasta ați fost chemați ca să moșteniți binecuvântarea aceea de care am citit în Împărăția Sfântă. Uite, așa putem să binecuvântăm, începând cu ai noștri, că e voi așa, e normal, e natural, ne sunt la inimă. Dar să nu ne oprim! Binecuvântăm numai așa trei rânduri, până în capăt. Și care stau mai încolo, și care ne-au blestemat, nicio problemă. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cel puțin noi asta să dorim. A zis Domnul Iisus, pe cucitată iarte, dacă au fost iertați, asta e altă chestiune. Dar din partea noastră să dorim Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să nu blestemați pe nimeni. Și Domnul să ia aminte în îndurare. Răspund alte întrebări acum. Cine poate să primească binecuvântarea? Am spus cine poate să o ceară. În primul rând, cine poate să o primească? Cine se roagă? Spune Scriptura la 1 Cronici, capitolul 4, versetul 10, despre un evreu, cred că a fost tânăr atunci când s-a rugat. Ați auzit de rugăciunea lui Abeț? A chemat pe Dumnezeul lui Israel, acela care și-a propus, și-a învățat pe roții să binecuvinteze, și a zis că i-au pus numele trist, asta însemna, mama s-a născut cu durere. Iabeț a zis, dacă mă vei binecuvânta, și-a cerut ce? Dacă îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine, dacă mă vei feri din norocire, așa încât să nu fiu în suferință, puncte, puncte, mai fi cerut și altele, nu știu, s-o fi rugat de mai multe ori ce înseamnă punctele alea, și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Zice Dumnezeu în 2 Samuel 12 lui David prin Natan, ți-am dat asta, asta, asta și dacă ar fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. De ce ți-ai luat fără să ceri? La evrei se spune, dragi copii, să mă auziți, că cine nu se roagă la masă, fură mâncarea de la Dumnezeu. Că toate sunt de la Dumnezeu. Ar fi putut acest tânăr să spună, împreună cu alții, mai cucerim în jur, o să ne descurcăm, ne învârtim, cum spunem noi, muncim. El a înțeles că în cele de sus și în cele de jos, Dumnezeu dă binecuvântare. Altfel, cum scrie în Psalmul 27, te scoli dimineață, te culci târziu și aduni într-o pungă spartă, cum scrie în prorocul Hagai. Încerci să faci ceva și totul se pierde. Pentru că numai Dumnezeu poate să binecuvinteze și poate să păzească ceea ce am încredințat. A Lui să fie slava în veci. Mi se pare foarte interesant cine mai poate să primească binecuvântare. Citindu-vă din Genesa, capitolul 12, versetul 3. Și asta nu e o părere omenească ce vă citesc aici. A spus Dumnezeu și se repetă în Scripturi. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Vrei să te binecuvânteze Dumnezeu? Apucă-te și binecuvântează pe copiii Lui, pe sfinți. Vedeți că dacă vă citesc mai departe și din altă parte și de aici, e bai mare. Și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Te nu te scap să gândești la oricineva că o pățești. Binecuvântează. Și când colo, vezi că tu ai cerut pentru el și trimite și la adresa ta. Interesant, nu? Cum comanzi un produs pentru cineva și bonusul îți trimite ție. Temă pentru acasă, ca să nu vă țin prea mult, unii mai scrie în două locuri în Scriptură,
că voi binecuvânta pe cei ce binecuvintează. Să dea bunul Dumnezeu priceperea asta tuturora. Vedeți de ce zice în Biblie să binecuvântăm și dușmanii? Că la ea nici nu cred că ajunge. Dar ajunge la noi. Binecuvântând pe alții, dar în mod special binecuvântând pe cei credincioși. Dar într-un fel sunt toți fiii lui Avram, cum a zis Domnul despre Zacheu. Iată cât de bine este să înțelegem, voi binecuvânta pe cei ce te voi binecuvânta și să binecuvântăm și să nu blestemăm. Doamne, ajută! Cine poate să primească binecuvântare? Textul din Numeri care se citește spune așa, și nu știu cum se procedează la dumneavoastră, dar așa înțeleg Scriptura, versetul 6:23, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. De ce pot să primească binecuvântare copiii lui Israel? Pentru că este scris și în Roman, vă citesc cuvintele Apostolului Pavel, capitolul 11, versetul 28. Scriești despre evrei că au parte de har, o spun eu pe scurt, și sunt iubiți din pricina părinților lor. La această lucrare de binecuvântare, nu copilașii sunt cu drept s-o ceară, nici nu pot s-o ceară. Vine peste ei binecuvântare din pricina părinților lor. De aceea, cum vă spuneam, referitor la actele de cult care le facem noi, nu binecuvântăm pe cei de afară în forma cum îi binecuvântăm pe cei dinăuntru. Chiar dacă ne binecuvântăm și vrăjmași, o rugăciune putem să facem cu toți. Scrie în Biblie să ne rugăm pentru toți oamenii. Și am avut situații în care au întrebat unii, era poate un unchi sau un bunic, o mătușă, ceva, de ce nu binecuvântați copilul acesta? Dar dacă nu sunt copiii părinții credincioși, mai departe, dacă nu poate fi crescut cel puțin de unul dintre părinți, cum spune 1 Corinteni 7:4, să fie sfințit, ce poate să facă binecuvântarea aceea? Putem să forțăm mâna lui Dumnezeu? Așa, apă, ploaie, dă Dumnezeu și peste alții, peste mulți. Dar adevărata binecuvântare, când o dă Dumnezeu, ține cont de părinți. Slăvit să fie Domnul! Știți ce mai putem face ca să fim binecuvântați? Să dăruim, să ajutăm pe alții și vom motiva să se roage pentru noi. Spune Apostolul Pavel, vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 13. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți și îi face să se roage pentru voi, să vă iubească din inimă. Știți acel caz când bătrânii iudeilor s-au dus la Domnul Iisus, Luca 7, și au zis, faceți-i face acest bine, căci iubește neamul nostru și zi de sinagoga. Spunea Iov, scrie în Iov 29, Iov 31, binecuvântarea săracului venea peste mine, că scrie în cartea Proverbele că săracul vorbește rugându-se, întâi zice, Doamne, dă-mi, și tu te duci și îi dai, și apoi zice, Doamne, binecuvântă-l. Organizează slujbe de binecuvântare, fă milostenie și se organizează slujbe ca atare. Și vei fi binecuvântat, vei fi udat. E corect că procedează Dumnezeu așa? Vedeți cum noi putem să determinăm binecuvântarea. Ne rugăm, binecuvântăm pe alții, facem bine altora. Și mai este ceva. Să nu credem doar că îl cumpărăm pe Dumnezeu cu vorbe și cu daruri. Că asta ne-am descurcat noi oarecum. Mai e ceva. Scrie în cartea Deuteronom la capitolul 28,
versetul 1, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate, iată binecuvântările care vor veni peste tine și rea. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, Dumnezeu binecuvintează ascultarea și viața sfântă. Și scrie de la versetul 15, dar dacă nu vei asculta, nu vei împlini, iată toate blestemurile care vor veni peste tine și nu trebuie să te blesteme nimeni. Se produce efectul din oficiu. Viața noastră arată un sens de binecuvântare sau de blestem, scrie în aceeași carte Numeri, întorc 2-3 pagini, 30 cu 15, iată, spun înainte, viața și binele, moartea și răul. Îți poruncesc să iubești, să asculți, spun pe scurt. Versetul 19, iată, azi iau cerul și pământul martor împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Singuri ne servim. Alege viața, adică binele, ascultarea, ca să trăiești iubind pe Domnul Dumnezeul tău și așa cum scrie mai departe aici în tot ceea ce se poate întâmpla. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne încadrăm în aceste normative sfinte și să putem atrage binecuvântarea. Amin. Recapitulez, să țineți minte și apoi mai spun doar ceva. Cine este singurul care poate să binecuvinteze? Cel ce are, cum scrie în Evrei 7, cel mare poate să binecuvinteze pe cel mic. O, de 6.000 de ani Dumnezeu binecuvintează și vrea să binecuvinteze pentru veșnicie. Bogățiile îndurării lui Dumnezeu, comoara Lui este pentru noi, mărit să fie Domnul. Am zis în al doilea rând, ce conține binecuvântarea? Viața sub grija Domnului pe acest pământ și perspectiva vieții eterne în împărăția sa. Cine poate să ceară binecuvântare? Cei ce sunt în preajma lui Dumnezeu, însărcinați cu responsabilitate în poporul Domnului, în poziții de răspundere și de autoritate în familie, dar și noi ceilalți, în măsura dorințelor noastre, a autorității noastre, să cerem binecuvântare pentru cei din jur. Și ultima întrebare era, cine este îndrept, cine poate primi binecuvântarea? Cel ce se roagă să o primească, cel ce știe că vine Dumnezeu și crede asta. Cel ce binecuvintează pe alții, cel ce face bine altora. Și să nu uităm ce am spus în final, cel ce se poartă frumos, cum spune în Psalmul 24, acela va căpăta binecuvântarea, starea după voia lui Dumnezeu, dată de Dumnezeul neprihănirii Lui, mărire Domnului. Și ultima întrebare, dacă toate astea vin de la Domnul, chiar toate, dacă El ni le dă și sunt atâtea căi prin care ajung la noi, atâtea ocazii ca să le primim, noi ce putem face pentru Domnul? Spune Scriptura și vă citesc din Cartea Psalmilor, de la 102, nu, de la 103, binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine se binecuvinteze în numele Celui Sfânt. Dar ce să-i dăm noi lui Dumnezeu? Că El ne dă tot ce avem nevoie, și viață, și necesare, și veșnic. Noi când îl binecuvântăm, noi ce să-i dăm? Binecuvintea suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și enumeră aici, cine iartă și ne vindecă și ne ajută. 104, binecuvintea suflete pe Domnul. 105, binecuvintează. 106, lăudați, lăudați, urmează psalmii de laudă și până la 150, lăudați-L. Eu cred că singura binecuvântare care putem să-i o dăm lui Dumnezeu este jertfa buzilor noastre. O facem? Îi mulțumim? Zice în Roman capitolul 1 că oamenii și-au pierdut mintea că între altele nu i-au mulțumit lui Dumnezeu și nu l-au proslăvit ca Dumnezeu.
Când îți dă Dumnezeu ceva, un copil sănătos, mâncare, toate ce ai, când te uiți în jur, laudă-L pe Domnul. I se cuvine toată slava și tot ce este în noi să binecuvânteze numele Lui. Așa și cu mâinile și cu glasul, cum scrie, cu toată puterea și cu instrumente, cum scrie în psalm. Și cei mari și cei mici și bătrâni, cum scrie în psalmul 148, și oameni în funcție și oameni de rând și bătrâni și tineri, toți, să laude numele Domnului. Că și cerurile spun slava lui Dumnezeu și păsările cântă și toate viețuitoarele și toate prin ceea ce pot să dăruiască, îi aduc laudă. Și în cer, asta este cântarea care va continua pentru vecii vecilor. Și scrie în Apocalipsa 4, în 5, în 7, în 19. Se vor închina cu toți și vor spune fără încetare. Atât e de mare Dumnezeu, de merită să fie lodat toată viața și toată veșnicia. Aici pe pământ, pentru cât îl pricepem, pentru ce face, pentru ce ne dă, cu credință pentru ceea ce ne va da. Și când își va descoperi în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, vom cânta și îl vom lăuda pentru vecii vecilor, ne vom închina, vom povesti minunile lui, să nu uităm niciuna din toate acestea. Să spunem cum Dumnezeu ne-a binecuvântat, cum s-a îndurat de noi. Intram într-o zi în adunare și un frate zice, de dimineață m-a binecuvântat Domnul. Eu n-am știut la ce se referă, am crezut că a primit ceva în ziua aia. Și zice, dimineață umblu pe picioare, respir fără probleme, mâinile se mișcă amândouă, bate inima, plămând, doi, rinic, doi, ochi, doi, urechi, două, de dimineață, frate. Dar așa părea interesant cum povestea, știi? Ca și cum e o noutate. Dar ce nu-i la toți așa? Hai să-L binecuvântăm și noi pe Domnul. Că de la El din cer așa curg peste noi, de te admiri. Și așa curg de mă ajung și peste ceilalți din jurul nostru. Scrie despre Iosif, scrie despre Iacov. O binecuvântat Domnul și în jurul lor casa unde erau ei. Dacă ar ști, oamenii ar angaja la fiecare firmă câte un pocăit. Măcar fie în care clasă să împartă câte un copil de-a pocăiților. Și Sodoma și Gomora era curțată dacă erau câțiva acolo. E mare lucru să binecuvinteze Dumnezeu. Și ne vom bucura de asta pentru vecii vecilor. Dar să se urce și de la noi spre El binecuvântările noastre, lauda noastră, să răsune văile și câmpiile și copacii, spune Scriptura, să bată din palme, așa cum zice fratele Dionisie Giucici într-o poezie, și te uite ce penele stau pe ramuri agățate, iar mai dedesubt de ele fructele mai mărunțele se ivesc când vântul bate, iar de vrei o sinfonie liniștită și minoră, în pădure pe câmpie poți să asculți la orice oră, sub ramuri versul cu frunza plină. Cântă și frunzele și toate și vântul își spune glasul lui către Dumnezeu, să o spunem și noi și să nu ne oprim până când îl vom vedea. Și atunci să-L lăudăm și mai și într-o nouă dimensiune împreună cu ungerii. Doamne ajută-ne să intrăm în binecuvântările Tale cu binecuvântarea pe buze și să ne rămână pentru veci de veci. Amin.